O lui Dumnezeu, slăviți să fie în numele Domnului! Aș vrea să deschidem scripturile în Evanghelia după Matei, capitolul 9 și citim de la versetul 9 până la versetul 13, pagina 952. Matei, capitolul 9, începând cu versetul 9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând de la vamă și a zis, Vino după mine! Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertvă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Vă invit să vă reașezați. În zilele acestea, cu biserica, citim Evanghelia după Matei și am citit aceste capitole frumoase, acest autor deosebit. Știm că în Biblie avem patru evanghelii, Scrise de patru oameni diferiți. Doi dintre ei, Matei și Ioan, au fost apostoli, au fost oameni care au vorbit, văzând lucrurile ei personal. Marcu și Luca scriu lucruri pe care le-au auzit, le-au povestit alții. Matei este un, un autor de la care, ca predicator, am de învățat multe. E un autor simplu modest, profund, cristic, adică îl prezintă pe Hristos. Un lucru pe care cred că îl putem învăța ca predicator de la el este că Matei scrie foarte puțin despre el. Dacă vă uitați, sunt câteva versete. Aici avem 4-5 versete care scriu despre el. Și când scrie despre el, nici măcar nu scrie la persoana întâi, adică Domnul Isus a venit la mine, eu eram la vamă, eu... Și el scrie ca și cum ar fi altcineva. Pentru ei era un semn de modestie, așa cum Pavel uh, nu spune am fost în rai, am auzit, ci el vorbește ca și cum ar fi altul. Cunosc un om care a fost în cer, care a fost răpit. Uh, stau și mă gândesc de multe ori dacă vreun predicator din zilele noastre ar mai scrie o evanghelie, cred că ne-ar fi umplut cu soția, cu copiii, cu școlile, cu diplome, cu ce a făcut, cu cine am întâlnit, la ce radiouri le-am mai dat interviuri și câte și câte n-ar scrie despre ei. Matei e un om care atât de puțin scrie despre el și atât de mult scrie despre Domnul Isus, despre nașterea lui, despre învățăturile lui, despre cuvintele lui, scrierea lui îl are în centru pe Domnul Isus Hristos. Ca să nu mai zic că sunt atâtea predici care nu încă nu-l au în centru, dar sunt predici care efectiv nici nu pomenesc numele lui Isus Hristos. Vorbim despre orice, tot felul de rețete, tot felul de chei, tot felul de nu știu ce, numai pe Hristos nu-l au în centru. De aceea îmi place, pentru mine Matei este un om simpatic și când spun simpatic adică un om cu care rezonează sufletul meu pentru că automat un om care atunci când predică sau scrie despre Dumnezeu dar vorbește mai mult despre el și despre ce are, și ce știe și familia lui și casa lui deja devine antipatic. De aceea pentru mine Matei este un om uh, modest, simplu, profund, un om cu care pot uh, uh, Pot merge de acord în multe lucruri. De aceea, astăzi am ales să vorbesc despre acest om, despre acest om care îl întâlnește pe Domnul Isus Hristos. Chemarea aceasta a lui Matei. O chemare care are trei cuvinte. Vino după mine. O predică atât de simplă. O predică atât de scurtă. O chemare. Atât de. ar părea banală, cumva. Fără prea multe argumente. Fără prea multe explicații. Ceva foarte simplu. Dar observați că asta, asta și contează. Un om care răspunde atât și el atât de ușor, dar lucrurile doar în aparență par ușoare sau simple, însă. Observ în chemarea aceasta, în cuvintele acestea simple și scurte, văd profunzimea unei chemări a lui Dumnezeu, chemare pe care și astăzi Dumnezeu o lansează. Și mă rog astăzi ca fiecare inimă să poată asculta această chemare a lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu și astăzi, așa cum spunea Psalmul, Dumnezeu cheamă Pământul, de la răsăritul Soarelui și până la Sfințitul Lui, Dumnezeu cheamă. Și cred că și astăzi Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Pe cei care sunt în biserică, pe cei care ne urmăresc online, pe fiecare dintre noi, ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu transmite încă o dată chemarea Lui. De acolo Isus a mers mai departe. De acolo Isus a mers mai departe. Și de acolo, încă mai departe. Există un moment. Există un timp, există o circunstanță în care Dumnezeu lansează această invitație. Noi de multe ori încercăm să o lansăm așa, ca și o invitație continuă, continuă și la infinit, dar viața noastră este scurtă. Noi nu știm pentru cât timp vom mai avea posibilitatea de a asculta această chemare. O putem amâna, putem spune pe altă dată, nu știm însă dacă va mai fi un altă dată. Astăzi știm că trece Iisus pe aici, mâine nu știm dacă va mai trece. De acolo Iisus a mers mai departe și a ajuns să-l vadă pe acest om. De aceea invitația asta simplă și vreau să maxez mai întâi pe aceste trei cuvinte simple. Vino. Vino este mai întâi de toate o invitație. Este o chemare. Este o decizie. Tu decizi dacă vii, el te cheamă, dar nu te obligă, nu te constrânge, ci lasă la alegerea ta, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Puțini vor să răspundă. De aceea și astăzi, când Dumnezeu cheamă, realizez acest adevăr. Cât de puțini vor fi cei care vor răspunde chemării lui Dumnezeu. Este o acțiune. Întotdeauna Dumnezeu ne lasă și nouă ceva de făcut. Întotdeauna vom avea și noi partea noastră. Da, Dumnezeu mântuiește, Dumnezeu iartă păcatele, Dumnezeu vrea să ne ducă în cer, dar întotdeauna îți lasă și ție ceva a fi creștin nu înseamnă doar să fii botezat, doar că te-au dus părinții la biserică, te-au dus la binecuvântare sau la botez, te-au dus alții. Dar vreau să înțelegi acest adevăr că în împărăția lui Dumnezeu sau cu Iisus Hristos vor fi cei care l-au urmat, cei care au răspuns acestei chemări. Aleșii lui Dumnezeu vor fi cei care vor răspunde în mod pozitiv acestei chemări. Vino o invitație o chemare, o decizie personală și o acțiune personală. Vino după mine. După. Asta ne arată că este un statut. Adică cine este înainte și cine este după. Cine este șeful? Vorbeam dimineață despre acel verset pe care îl auzim de multe ori. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți voia mea. A spune lui Dumnezeu că este Domn înseamnă să asculți de El, să recunoști statutul Lui că este Domn. Nu e doar o formulă de politețe, nu e o formulă de respect, nu este doar un apelativ acest Doamne, ci e un statut. Eu ascult de El, eu merg după El, după El. Adică, conform lui, eu mă conformez lui, nu el se conformează mie. Eu trebuie să merg după el și nu el după mine. Creștinismul modern a făcut din Dumnezeu sclavul său. Dăm, Doamne, pâine, dăm, Doamne, sănătate. Am nevoie să merg nu știu unde. Vino cu mine și mă apără. Vino cu mine și mă ajută. Vino cu mine și dăm. Și totul este la dispoziția noastră. Și, din păcate, atâția predicatori îl prezintă pe Dumnezeu ca un sclav care este mereu la dispoziție. Tu doar să te rogi. Fă numărul: 50 15. El vine, El te ajută. Și uităm să prezentăm un Dumnezeu suveran. Un Dumnezeu puternic, iar noi suntem robii lui. Noi trebuie să mergem după el, și nu el după noi. Astăzi lumea se concentrează tot mai mult pe dorințele omului, pe plăcerile omului. Omul este în centrul atenției. Și uităm că noi, ca oameni, trebuie să mergem după el, noi să ascultăm de el. Acest după înseamnă în primul rând un statut. El este domn, iar noi suntem sub autoritatea lui. Acest după arată o poziție de subordonare. El este înainte, eu după el. Mare problemă este cu cei care merg înainte și mai ales înaintea lui Isus Hristos, înaintea Domnului. Mare probleme este cu ei. Oamenii care îi iau înainte. Oamenii care nu vor să-L lasă pe Dumnezeu să decide în viața lor. Care nu acceptă că Dumnezeu poate pune capăt zilelor noastre. Dumnezeu poate pune sfârșit, Dumnezeu poate decide lucrurile. Este un Dumnezeu suveran. Și o chestiune deja de, de a gândi așa. Oamenii sunt debusolați, oamenii sunt astăzi din ce în ce mai uh, cuprinși de depresie, de panică, de teamă, pentru că nu-l acceptă pe Dumnezeu ca suveran. Pentru că, în momentul în care îl accepti pe Dumnezeu ca suveran, accepti orice, așa cum Iov a ales orice. Cea mai mare dramă din viața unui om să piardă totul într-o zi, să-și piardă copiii, să piardă copii, tot ce avea el și totuși omul acesta nu intră în depresie, nu spune m-am supărat pe Dumnezeu, m-a dezamăgit Dumnezeu, de ce, de ce, de ce Dumnezeu dacă e bun, au murit toți copiii mei, de ce Dumnezeu dacă e bun, mi-a luat tot ce... Nu-și pune astfel de întrebări pentru că totul pleacă de la cum te poziționezi față de Dumnezeu. Când vine soția lui și spune, bleastă pe Dumnezeu și mor, el spune, cum? Am primit din mâna lui Dumnezeu binele să nu-L primim și răul? Dacă Dumnezeu a decis asta, este suveran, eu rămân sub această suveranitate. Eu merg după El, nu El după mine, eu după El. Acest după înseamnă și o direcție. Astăzi oamenii îi urmează pe alți oameni. Oamenii au tot felul de direcții. Oamenii merg după o biserică, după un curent, după o filozofie, după niște principii, după o grupare, după un predicator, după un cântăreț. Și la un moment dat drumul se închide. La un moment dat își dau seama că drumul acela e un drum închis. Oamenii sunt imperfecți. Bisericile sunt imperfecte, grupările sunt imperfecte, predicatorii sunt imperfecti, cântăreții sunt imperfecți. Nu te lua după mulțime, nu te lua după alții, nu accepta chemarea altora. În această zi vreau să înțelegi că Dumnezeu cheamă pe oameni nu la o religie, nu la o biserică nu la un om anume, ci este o știu chemare după Iisus Hristos, care este Dumnezeu, care este Fiul lui Dumnezeu. Vino după mine! Și am ajuns, iată, la acest al treilea cuvânt din această chemare, mine, scris cu M mare. E vorba de Iisus Hristos, Iisus a spus asta. E o persoană, Isus Hristos, pe care trebuie să o urmezi. E un set de principii, pentru că cine îl acceptă pe Isus, cine merge după Isus Hristos, trebuie să știe că există un set de reguli, de principii, de norme. Și Evanghelia tocmai aceasta cuprinde. Trebuie să-l urmăm pe el. Este singura cale prin care poți să te salvezi. Este singura persoană pe care poți să o urmezi și să fii sigur că te va duce în cer. Nimeni altcineva nu merită să fie urmat. Nimeni altcineva nu merită să fie ascultat pentru că nu te poate duce în cer, pentru că nu există altcineva. Doar Isus Hristos. De aceea înțelege Matei în momentul în care ascultă această chemare, înțelege dintr-o dată acest adevăr, aceste cuvinte simple, vino după mine. Și asta face. Și de asta nu mă surprinde acum când el înțelege această profunzime a acestui adevăr, de aceea Matei când scrie, nu mai scrie despre el, nu a aprins și el microfonul, și hai să se laude acum el și tot neamul lui și diplomele lui și experiențele lui și întâlnirile lui și nu știu ce mai are el. Nu scrie despre el pentru că el este după. El este în spate. El acum îl prezintă pe altcineva. Acum când vorbește, el vorbește despre Isus Hristos. Și asta ne spune și nouă creștinilor. Care ar trebui să fie subiectul, cum ar trebui să punem problema, cum ar trebui să fie viața noastră. De aceea, aș vrea să vedem astăzi câteva adevăruri legate de această chemare a lui Matei, o chemare a lui Dumnezeu, care a fost făcută cu 2000 de ani în urmă, circa, făcută lui Matei, dar care astăzi, chemarea aceasta este făcută și ție în mod personal. În primul rând, chemarea lui Dumnezeu presupune un răspuns personal. Vino. Vino după mine. A găsit un om numit Matei. E o chemare personală. Îmi place că aici e la singular. Nu veniți, nu gruparea, fiecare în mod personal. Să știți că în împărăția lui Dumnezeu se intră doar individual, doar în mod personal. Nu se intră la grup, nu se intră la nivel de familie. A familia asta, hai, să zicem, tata se califică, mama se califică sau bunicul, bunica, hai, toți, gata, sunteți toți mântuiți. Nu. În aceeași familie, spunea Domnul. În același pat vor fi două persoane. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Soțul să fie mântuit și soția nemântuită. Soția să fie mântuită și soțul nemântuit. Să nu ne înșelăm. Să nu credem că datorită bunicilor sau datorită părinților sau datorită soției sau datorită soțului vom fi mântuiți. Mântuirea este la nivel personal, individual, de aceea chemarea la mântuire este la nivel personal. De aceea tu ești în mod personal, înaintea lui Dumnezeu, și trebuie să oferi un răspuns personal. Judecata lui Dumnezeu este la nivel personal. Răsplătirile lui Dumnezeu vor fi la nivel personal. Nu uita acest lucru. Mântuirea și chemarea lui Dumnezeu la mântuire nu este la nivel de grup, nu este datorită bisericii. Nu este datorită națiunii în care te-ai născut, datorită unei comunități din care faci parte. Mulți se ascund în spatele familiei sau bisericilor, sau neamului, noi suntem neam de creștini, noi. Nu există noi atunci când e vorba de chemare și atunci când e vorba de mântuire. Când e vorba de mântuire, fiecare, la rândul lui. Fiecare. Fiecare să fie botezat, fiecare să creadă. Fiecare să răspundă, fiecare va da socoteală, fiecare va, judec, va fi judecat, acesta e principiul scriptorii. N-are rost să te lipești de un grup, să spui datorită grupului sau datorită familiei sau datorită altora, nu te vor duce alții. Chemarea lui Dumnezeu este o chemare personală, de aceea presupune un răspuns personal și îmi place răspunsul lui Matei. Aș vrea să fie răspunsul nostru. Și omul acela a ridicat mâna. Omul acela a spus, da, vin după tine. Omul acela s-a sculat și a mers după Isus. Nu știu. O fi spus ceva? Nu o fi spus. O fi aprobat cumva, dând din cap, predicând mâinile, având un gest sau altul? Nu știu. Astea sunt detalii. Însă a făcut ceea ce era important de făcut. S-a sculat și a mers după Isus. Că de multe ori noi prezentăm Evanghelia, ridică mâna, gata, ai ridicat mâna, te-ai botezat, s-a terminat. Nu. Problema este dacă într-adevăr spuneam dimineață, vreau să repet acest mesaj, sunt atâția creștini fără Hristos, atâția creștini care nu-L mai urmează pe Hristos, care pretind, pretind chiar că fac semne și minuni, pretind chiar că prorocesc, pretind chiar că scot duhuri, pretind multe lucruri, pretind că el este Domn, dar în realitate, în fapt, ei fac voia lor, au părerile lor, au principiile lor. Îmi place de Matei că Matei, când dă un răspuns personal, nu dă un răspuns cu vorbe. Nu cuvinte. Nu gesturi pozitive. Ce acțiuni concrete. S-a scolat și a mers după Isus. Și de atunci încolo, în fiecare zi, Matei a mers după Isus. Nu pentru un minut, nu pentru o rugăciune, nu pentru un eveniment, nu pentru o ceremonie, ci Matei a mers după Isus în fiecare zi din viața lui. Asta presupune chemarea lui Dumnezeu. Nu doar a te identifica cu El printr-un eveniment, cum este botezul sau rugăciunea de pocăință sau de întoarcere sau chemare în față, nu doar atât. Acestea pot fi gesturi, pot fi um, acțiuni simbolice, însă realitatea este cea de zi cu zi, viața cotidiană, ceea ce trăiești în fiecare zi. Să-L urmezi pe Iisus Hristos, chemarea lui Dumnezeu presupune un răspuns personal care este răspunsul tău astăzi? Chemarea lui Dumnezeu presupune o schimbare. Nu știu care va fi acea schimbare. Fiecare în domeniul lui, omul acela s-a sculat și a mers după el. Nici măcar n-a spus că a lăsat vama, ca să înțelegeți bine ce înseamnă un vameș, nu este vameșul din zilele noastre, polițistul de frontieră care stă cu actele, așteaptă ceva milă, mită, îi pui în pașaport și... Vameșul era ceva mult mai mult. Vameșul, publican, era o autoritate a Romei acolo, era un fel de agenție de le intrate. Toate taxele nu era vorba doar de treceri, că cine vindea, nu. Orice taxă, orice impozit, fie pe venit, pe marfă, pe case, pe tot ce exista, orice taxă, orice impozit, care se aduna de la populație, era strânsă de acești vameși și predată romii. Ei își luau un procent, adică să presupunem, ai casa, da, la Roma, mai marele vameșilor decidea el și spunea, bun, pentru Ierihon, să zicem, plătim un milion de euro. Dau așa un exemplu, să înțelegeți. Câte case sunt, bun, cam asta trebuie să fie taxa pentru fiecare casă, pentru fiecare venit, pentru... Și ei spuneau, nouă, Romei, ne trimiți un milion de euro. Apoi, cât luați voi de la oameni, e problema voastră. Luați un milion cinci luați două, luați trei milioane, e problema voastră, vă descurcați. Ei, mulți oameni erau oameni fără milă, fără sentiment, nu se uitau la posibilități și luau mult mai mult decât era ceea ce trebuia să dea. Și de aceea se îmbogățeau. Mai erau, era, erau urâți de evrei pentru că, într-un fel, le luau banii evreilor și trimiteau la Roma. Erau urâți de evrei, de ceilalți, pentru că, într-un fel, erau un fel de colaboratori cu dușmanii lor, prieteni cu Cezarul. Pe de altă parte, erau oameni necurați, păcătoși, pentru că colaborau cu romanii, stăteau la masă cu ei, evreii, din punct de vedere religios, nu se amestecau cu neamurile, cu păgânii. Nici măcar nu dădeau mâna cu ei, nici măcar nu stăteau la masă cu ei, nu intrau în casele lor și nu acceptau ca un păgân să intre în casa lor. Deci relațiile lor erau doar relații strict economice, obligate, dar în rest nu existau relații de prietenie prea strânsă, nu existau relații prea apropiate. De aceea farisei erau foarte atenți. Când era un om necurat, când era un om străin, și nu ne miră că preotul și levitul treceau pe lângă acel om. Cine știe ce o fi, identitatea, nu știm cine este, stăm cât mai departe. Ei prin asta spuneau, noi chiar respectăm legea prin faptul că nu-l ajutăm. Noi chiar ne păstrăm curați prin faptul că nu mergem să ne spurcăm cu ce știu, ce a făcut el, ce păcate. Și așa îi priveau ei pe vameși. și erau funcționari publici, din punctul lor de vedere, corupți moral, corupți din punct de vedere social, aliații romei, deci dușmanii lor, dușmanii poporului, nu puteau fi primiți bine de Dumnezeu, erau ultima categorie, dacă ar fi să privești națiunea lui Israel în cei mai sus, am putea spune așa, cei mai sus erau farisei, cei mai neprihăniți oameni, cei mai integri, cei mai curați, se rugau, posteau, erau cei mai religioși. Și apoi erau ceilalți, cărturarii, preoții și oamenii de rând, oamenii buni, mai mari, fruntașii sinagogii, oameni cu respect deosebit, oameni bine văzuți, bogații, erau sus pe listă, așa era în teologia lor. Apoi, încet, încet, pe listă, jos, se cobora. Săracii? săraci, sunt blestemați. Așa, îi acceptăm, asta e. Străinii, văduva, orfanul, erau considerați tot așa blestemați, pedepsiți de Dumnezeu. Bolnavii și ei erau tot o categorie undeva, asta e, la pedepsi Dumnezeu, sigur, a făcut ceva. Și undeva în subsolul listei, undeva pătura cea mai de jos, erau prostituatele, vameși și păcătoși. Ei numeau, ei de fapt spuneau vameși și păcătoși ca să arate că de fapt vameși era egal păcătos. Nu că erau altă categorie de păcătoși, că era asociată. Când spui vameși, nu puteai spune decât e un păcătos, un vai de el. Ei, ce a este că Domnul Isus și prin afirmația de la urmă, el nu spune că vame și sunt persoane ok, el nu spune că e bine ce fac ei, el nu spune că este de acord cu viața lor, cu alegerile lor, dar el spune că acești oameni au nevoie de o schimbare. Acești oameni au nevoie de un tratament, acești oameni sunt bolnavi și au nevoie de o terapie. Și de aceea el vrea să i cheme și nu doar să-i cheme să ridice o mână, să mă încheie un botez în apă cu Dumnezeu, ci el vine să facă în viața lor o schimbare, pentru că ceea ce înseamnă pocăință este schimbarea. Pocăință, metanoia, înseamnă schimbarea și în primul rând o schimbare lăuntrică, schimbarea minții, schimbarea gândirii. Schimbările acestea pot fi mai mult sau mai puțin profunde. De exemplu, Zacheu, nu a renunțat la a fi mai marele vameșilor. A rămas vameș, dar și-a schimbat principiile. Dacă am năpăstuit, dacă am înșelat, dacă am luat mai mult, dau înapoi și de aici încolo nu vom mai face. Voi face exact cât, cât trebuie să fac. Bun, e vorba de salariul meu, e vorba de câștigul meu, iau acesta și nimic mai mult. Și-a schimbat gândirea. Nu neapărat și-a schimbat locul. Matei are o schimbare mai radicală. El efectiv abandonează vama Abandonează un loc bine plătit, un câștig stabil, un câștig de încredere, garantat, abandonează garanția unei vieți îmbelșugate, prospere, pentru a urma pe Iisus Hristos. Dar pentru el era și o chemare specială la slujire, și anume harul. De a fi apostol al lui Isus Hristos, de a fi un ucenic, martor al întregii vieți a Domnului și de a deveni apoi un evanghelist, unul care scrie. Și a avut o invitație specială. Acum, chemarea lui Dumnezeu presupune o schimbare. Nu știu care este schimbarea, pentru că fiind ceva personal, fiecare se poate uita în viața lui și fiecare poate realiza ce ar trebui să schimbe. Și permiteți-mi să vă spun că fiecare dintre noi în această zi suntem confruntați cu această chemare a lui Dumnezeu. Pentru că eu cred că și voi și eu am venit aici nu pentru că suntem buni, nu pentru că suntem perfecți, dar consider că și astăzi mă uit eu personal în viața mea și îmi dau seama că mai am de făcut schimbări. Mai am de făcut o schimbare în bine. Adică noi venim la casa lui Dumnezeu nu ca să ne arătăm cât de buni suntem, ci am venit aici pentru că vrem să devenim mai buni. Vreau să devin mai bun. Adică mai am de făcut schimbări în viața mea, mai am de schimbat ceva. Chemarea lui Dumnezeu presupune schimbare. Pentru că știți care e mentalitatea total greșită, mai ales a bisericilor libere. Sunt multe biserici de felul acesta care spun, vină la Isus Hristos cum ești? El te primește cum ești. Și eu sunt de acord, este ok, da? Ești vameș, te primește Iisus, stă la masă cu tine, El te primește cum ești, dar El nu te va accepta așa cum ești pentru toată viața. El spune, ai venit cum ești, adică te-am acceptat să vii cum ești, dar când pleci de aici nu mai pleci cum ești. Du-te și să nu mai păcătuiești. Schimbă viața ta. Schimbă obiceiurile rele. Schimbă cuvintele care nu sunt de folos. Schimbă ținuta, schimbă vestimentația dacă nu este decentă. Schimbă vocabularul tău. Schimbă acțiunile tale, schimbă mentalitățile care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Ai ceva de schimbat. E adevărat, Hristos te primește așa cum ești. Dar dragostea lui te transformă, dragostea lui te schimbă. Asta înseamnă pocăință, o schimbare. Chemarea lui Dumnezeu presupune schimbare. Ce se întâmplă astăzi? Tragedia bisericilor e că sunt pline de oameni nenăscuți din nou. La un moment dat, Pavel spune, spre rușinea voastră, o spun corintenilor, o, oh, da, voi vă lăudați, aveți daruri, sunteți plini de daruri, plini de carisme, de orice fel, o, sunteți așa de zgomotoși, de vă manifestați, dar spre rușinea voastră vă spun că sunt între voi mulți care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Adică oameni care nu s-au schimbat, oameni care nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Vin la biserică, slujesc poate, cântă, se manifestă, cu toate acestea nu-L cunosc pe Dumnezeu. Adică în viața lor n-a avut loc o schimbare oameni nenăscuți din nou, pentru că cea mai mare schimbare, și nu e vorba doar de o schimbare, că cea mai mare schimbare pe care Domnul Isus o aduce în lumea aceasta și în viața noastră este nașterea din nou. Adică el nu spune așa, să facem o reparație câte ceva, el spune o schimbare radicală, naștere din nou. Tot ce e vechi să moară și acum ceva nou. Și de aceea chemarea lui Dumnezeu presupune o schimbare a lua viața de la capăt, de la zero, încep să clădesc, dau la o parte tot ce-i vechi și încep să clădesc, doar cei bun. O naștere din nou. Chemarea lui Dumnezeu presupune o schimbare. Dumnezeu să ne ajute astăzi fiecăruia să producem această schimbare. În al treilea rând, chemarea lui Dumnezeu presupune o mărturie. De unde reiese asta? așa cum am spus deja, Matei nu se laudă. L-am chemat la mine acasă, aveam casă, să vezi ce casă avea meu frate, cu trei etaje, cu salon, că veneau, intrau 200 de persoane și am tăiat și am făcut și masă bogată și să vezi ce ferm aveam eu și ce bio mâncam eu și ce... El nu spune nimic. Ceilalți evangeliști ne spun că el a intrat în casă la Matei. Matei a dat o spățul acesta, Matei îi cheamă pe colegii lui și vin toți colegii lui, vami și și păcătoși, și toți vin la Matei acasă. Și de fapt vin la Isus. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă mărturie. Se duce Matei la vamă și începe să le spună. Și îi spune șefului și spune colegilor, l-am întâlnit pe Isus Hristos. Am decis să merg după el vreau să dau o masă, mă despar de voi, vă spun adio, vă dau o masă, dar poate vreunul dintre voi schimbă și el părerea, vine și el după Iisus. Nu știu, deocamdată veniți, mi-a schimbat viața. A merge după Isus, a te pocăi, nu e așa, ce ai închis viața, vai de tine, de acum gata, ești un ratat. Pregătește-te, doliu de acum, porți doliu nu știu câte luni. E o pagubă, e o pierdere. Nu să accepti chemarea lui Dumnezeu, să te naști din nou, să te pocăiești, este cel mai frumos eveniment al vieții. Merită să dai o masă pentru asta. Merită să-ți toți prietenii, merită să sărbătorești, pentru că o masă asta înseamnă, când se făcea o masă, trebuia să fie un eveniment, trebuia să fie ceva, adică nu o masă, că ceva special, o sărbătoare, faci un eveniment din asta. De aceea, în momentul în care s-a schimbat viața ta, vreau să zic, acea zi este cea mai frumoasă. Ziua când îți predai viața Domnului, ziua în care chemarea Lui Dumnezeu găsește în viața ta și în inima ta un răspuns pozitiv. Merită sărbătorit, merită celebrată ziua aceea și Matei depune o mărturie. Matei sărbătorește, Matei se bucură. El nu spune, vai, m-am închis, dar asta e, mă duc așa, mă călugăresc, mă duc, de acum s-a terminat cu viața mea, asta este. Mă duc să-mi plâng restul zilelor. Nu. Sărbătorește. Se bucură. Celebrează. Chemarea lui Dumnezeu presupune o mărturie. O mărturie pe care este gata să o depună celorlalți, prietenilor, colegilor și nu este rușine și îi cheamă pe toți. Și, practic, mărturia lui are un singur scop, nu să se laude el, ci mărturia lui înseamnă să-l prezinte pe Iisus Hristos colegilor. Asta trebuie să facem noi. De aceea Matei nu vorbește prea mult despre el, eu când eram, eu ce aveam, eu o să vezi ce experiență, eu ce lucruri extraordinare. Nu. El vine și îl pune pe Iisus acolo la masă, în centru, el vorbește el are locul de cinste. El este întâi și noi după. De aceea Matei depune această mărturie. Un creștin care nu are o mărturie. Un creștin care se rușinează. Vreau să fie foarte clar asta. Știu că mulți sunt timizi, știu că nu toți sunt... Uh, uh, oameni care se expun ușor, știu că nu toți pot să vorbească, nu toți au darul vorbirii, știu că nu toți reușesc să se manifeste, să se exprime, dar vreau să spun un adevăr al Scripturii, ceea ce a spus Domnul Isus. Dacă cineva se rușinează cu Isus Hristos, dacă cuiva îi este rușine să mărturisească numele lui Isus Hristos în fața oamenilor, tradus în limbajul nostru, nu este mântuit. Da? Chiar asta spune. Mă voi rușina și eu să mărturisesc în numele lui înaintea Tatălui și înaintea Îngerului. Adică, ție-ți este rușine cu mine și nu vrei să mă prezinți colegilor, vecinilor, prieteni, ți este rușine. Bun, în cer, o să-mi fie și mie rușine cu tine să te prezint Tatălui, așa că nu o să fii în compania noastră. Asta trebuie să înțelegi. Este alegerea ta că nu vrei să depui mărturie, că nu vrei să-l mărturisești pe Isus Hristos. Însă, pentru mine, realitatea este una singură. De fapt, nu l-ai întâlnit pe Isus Hristos dacă ți este rușine. De fapt, nu ai răspuns chemării lui Dumnezeu. Așa, prin tot felul de circunstanțe, conjuncturi, te-ai născut într-o familie, te-ai căsătorit, te-ai măritat, ai copii, te aduce cineva la biserică, ai o religie, asta e, trebuie fiecare om să aibă o religie, dar. Nu te înșela. În momentul în care nu ești gata să depui o mărturie, în momentul în care te rușinezi de Isus Hristos și de numele Lui, de fapt tu singur îți semnezi sentința, te descalifici de la împărăția lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu presupune o mărturie. Dacă ești mântuit, dacă ai răspuns chemării lui Dumnezeu, atunci trebuie să spui deschis, da, viața mea s-a schimbat. L-am întâlnit pe Isus Hristos. L-am cunoscut pe Domnul Isus, l-am acceptat în viața mea, îl urmez pe el. Abandonez păcatul, abandonez lumea, am lăsat. De ce nu beau, de ce nu fumez, de ce nu fac asta, de ce nu fac relele astea? Pentru că l-am întâlnit pe Dumnezeu. Pentru că viața mea s-a schimbat. Asta înseamnă a depune mărturie. Doamne, dă-ne îndrăzneală. Și un ne cu Duhul Sfânt să depunem această mărturie întotdeauna. Amin. În al patrulea rând, chemarea lui Dumnezeu presupune suferință. De ce? Vedeți, în general, evangeliștii când fac chemări, prezintă așa o viață roz, veniți la Domnul, viața voastră se va schimba, ce bine, ce fericit, cel mai fericit om, cel mai bucuros, veți avea de toate, Dumnezeu îți poartă de grijă, ai și privești mai ales viața materială, se va schimba viața ta, să vezi ce bine o vei duce. Domnul Iisus când face chemarea, el nu face o chemare la confort, nu face o chemare la prosperitate, la belșug, la bogăție, la o viață mai bună, la un trai mai decent. Odată a venit cineva și a spus, Doamne, vreau să te urmez oriunde vei merge. Și el spune, serios, știi că păsările cerului au coiburi, vulpile au vizuine, adică până și animalele au un loc. Ei bine, fiul omului pe care tu vrei să-l urmezi, nu are un loc, nu are casa lui, nu are proprietăți. Nu are un loc sigur, el nu știe la noapte unde își va odihni capul. El nu știe dacă cineva îl va primi, el nu știe dacă cineva îl va invita la masă sau nu, el nu știe asta. Și nu întotdeauna a avut parte de o casă. Au fost întotdeauna și știm foarte bine că atunci când s-a născut, în casa de poposire n-a fost loc pentru ei. Și a fost primit într-un grajd. Și, din păcate, asta n-a fost doar la naștere. Și asta s-a întâmplat de multe ori. Și eu cred că Domnul Iisus se retrăgea în munți, se retrăgea, poate, în, într-o pădure undeva, într-un loc pustiu și se ruga, nu numai pentru că așa vroia El, ci pentru că oamenii nu-L primeau. Au fost sate, au fost ținuturi în care au spus, tu ești sus, tu ai scos duhurile astea, tu ne-ai omorât te rugăm frumos, părăsește, expulzare. La noi nu mai vii. Ai înțeles? Pentru că oamenii l-au respins. Chemarea lui nu e o chemare la confort, nu e la belșug, nu e la prosperitate, este o chemare la suferință. Și cea mai mare suferință, nu e neapărat suferința fizică, nu înseamnă că vei avea boli sau. Dar ce s-a întâmplat? Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Asta înseamnă că oamenii să te eticheteze, să-ți spună eticheta. Asta înseamnă că oamenii să te bat jocorească, să te insulte, că oamenii să râdă de tine. Domnul Isus a spus că toți cei care vor să-l urmeze vor avea parte de prigoani vor fi prigoniți, vor fi batjocoriți. Ni se spunea despre Moise, cum e de ani în urmă, el a ales o cara lui Hristos, să sufere o cara lui Hristos. Și noi ca ucenici, când suntem chemați, suntem chemați și știm că pe de o parte cei care nu îl primesc pe Iisus Hristos, cei care nu sunt de acord cu Iisus Hristos, ne vor prigoni pe noi, ne vor bat pe noi. Și de aceea Pavel spune, în adevăr, cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Și prigoana asta nu va fi din partea păgânilor. Prigoana asta spunea Domnul Iisus, chiar în casa ta, chiar tatăl se va ridica împotriva copiilor, chiar nora împotriva soacre și chiar fratele împotriva fratelui vă vor da la moarte și mai mult decât atât. Când vă vor da la moarte, ei vă vor pune etichete religioase, ei chiar vor spune, noi ca să apărăm credința, noi ca să facem o slujbă lui Dumnezeu, noi ca să facem un bine omenirii, vă terminăm pe voi. Asta înseamnă suferință. Să auzi cuvinte nedrepte. Sau oricum, insulte, sau oricum, acești oameni au auzit aceste cuvinte. Ei știau cum erau priviți vameșii. Ei știau cum își dădeau coate fariseii când îi vedeau. Ei știau că nu erau acceptați fariseii, nu vreau să aibă nicio legătură cu vame pentru ei vameșii și era exact ca și păgâni. Ba, așa cum, cum mai spun și unii, mai degrabă cum păgân te înțelegi decât cum un vames, cu un de-al Asta era mentalitatea lor. Și de aceea Domnul Iisus îi primește și atunci rostește aceste cuvinte, nu cei sănătoși au trebința de doctor. Prin asta spunând că da, vame și sunt niște oameni bolnavi, spiritual, au nevoie de vindecare, dar eu tocmai de asta am venit. Au păcate, dar eu am venit ca să le iert. Și închei spunându-vă că Domnul mai dă o pildă, că la templu s-au urcat doi oameni. Categoria cea mai de jos, din listă, vameșul, și categoria cea mai înaltă, cei mai religioși, fariseul și vamileșul. Și amândoi se rugau. Fariseul a venit înaintea lui Dumnezeu și-mulțumea lui Dumnezeu că el este pe primul loc, este acolo sus. Îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Mulțumesc că eu sunt diferit, eu sunt mai bun decât toți, eu sunt mai religios decât toți. Eu postesc mai mult decât toți, eu dăruiesc mai mult decât toți, eu sunt cel mai, doamne îți mulțumesc, ce har am eu să fiu cel mai dintre toți. Și s-a întors acasă socotit păcătos. Cel mai religios, cel mai sfânt în ochii lui, de Dumnezeu să este socotit păcătos. Adică un om care se crede sănătos, dar de fapt nu este. Se uită el în oglindă și spune ce sănătos sunt. Și nu știe că în inima lui, el nu știe că în lăuntrul lui e cancer, e putrefacție. Nu știe asta. Aparent e sănătos, aparent, aparent este cel mai puternic. Și vine acolo un om bolnav, de-abia se târie, nu reușește, are atâta neputință încât nici măcar ochii se ridice spre cer, nu îndrăznește, nu are puterea asta, nu are putere, putere să-și ridice mâinile, să spună Dumnezeu, le-ți mulțumesc, atâta poate să-și bată pieptul cu mâna să spune Dumnezeule, ai milă de mine. Mila presupune că nu meriți ceea ce ceri, că nu poți oferi un motiv valabil care să fie acceptat, să spună pentru că, pentru că am făcut asta sau asta, sau am, am ceva merite deosebite, pentru merite deosebite. Ci mila înseamnă n-am niciun merit, nu merit. Tot ce am făcut până acum e rău, viața mea a fost cum a fost, dar astăzi cer un lucru de la tine, cer milă, nu cer recunoașterea meritelor. Nu cer recunoașterea religiozității mele, nu cer recunoașterea neprihănirii, sfințeniei mele personale, ci astăzi vin înaintea ta să cer milă. Un om a venit doar să-și etaleze neprihănirea înaintea oamenilor. Și toată viața lui, deși neprihănită, deși sfântă aparent, era doar o etalare, o evidențiere a neprihănirii. Dădea bani ca să fie văzut de oameni, se ruga ca să fie văzut de oameni, se închina ca să fie văzut de oameni, venea la templu ca să fie văzut de oameni, totul doar pentru a primi aprecierea oamenilor și atât. Dar în rest înăuntru nu era acea dorință sinceră. De aceea când Domnul dă pildă aceasta încheie, spun, în adevărat vă spun, că mai degrabă vameșul acesta s-a întors acasă socotit neprihanit. Nu pentru ceea ce era, ci pentru ceea ce a făcut acolo. În rugăciunea aceea, când a răspuns chemării lui Dumnezeu și a dat seama că Dumnezeu l-a chemat, că Dumnezeu l-a așteptat atâta timp și acum este vremea schimbării. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și iată-l pe Matei, omul care se schimbă. Omul care îl primește pe Iisus Hristos în viața lui. De aceea, iubiții mei, vreau această chemare a lui Matei să o facem astăzi chemarea noastră. Chemarea lui Matei, această invitație scurtă, vino după mine. Vino este o invitație, o chemare, o decizie personală, o acțiune personală a noastră. Dumnezeu nu va face în locul tău niciodată asta. Vino, tu, după mine, după un statut, o poziție, o urmare, el este înainte, iar noi după. Și asta înseamnă recunoașterea altui, altui altei persoane. Recunoașterea autorității, suveranității altuia. Vino după mine. Urmează-L pe Iisus Hristos, nu o religie, nu o biserică, nu o grupare după Isus Hristos. Isus Hristos, o persoană, un set de principii, un mod de viață, un mod de a trăi. Nu uita astăzi că chemarea aceasta lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a făcut-o și astăzi, a o și astăzi, nu știi când va mai fi o altă chemare din partea lui Dumnezeu. Însă chemarea lui Dumnezeu presupune în primul rând un răspuns. Un răspuns personal, nu altcineva în locul tău. Răspunsul tău care va fi? Răspunsul lui a fost unul concret, o acțiune concretă. S-a sculat și a mers după el. Nu neapărat un răspuns verbal, dar răspunsul acesta se va vedea de astăzi, de mâine și în zilele următoare, dacă răspunzi acestei chemări a lui Dumnezeu de a merge după el. Chemarea lui Dumnezeu presupune o schimbare, a lăsat totul, a abandonat viața veche, a abandonat păcatele lui, stilul lui murdar de viață, a mers după el viața lui s-a schimbat, asta înseamnă pocăință. Aceasta presupune pocăința. Schimbarea gândirii, schimbarea minții. Chemarea lui Dumnezeu presupune o schimbare. Al treilea rând, chemarea lui Dumnezeu presupune mărturie. A depus mărturia schimbării lui. A depus mărturia alegerii lui, deciziei lui personale de a-L urma pe Iisus Hristos. A depus-o în fața colegilor, în fața șefilor, în fața vecinilor și mai târziu în fața tuturor și astăzi și în fața noastră, Matei depune această mărturie că l-a urmat și îl urmează pe Iisus Hristos. Că a fost o zi cea mai binecuvântată în care l-a acceptat pe Iisus Hristos și acum e gata să depună mărturie. Și în al patrulea rând chemarea lui Dumnezeu presupune suferință, o cară, prigoană, disprețul altora. Vame și erau cei mai desprețuiți oameni de societate, de oamenii religioși, de cei din Templu, erau cei mai disprețuiți oameni, pentru că erau vameși. Creștinii erau și mai disprețuiți decât vameșii. Cei care îl urmau pe Isus Hristos s-a mai adăugat la rubrica aceea de oameni, de categorii din Israel, s-a mai adăugat o categorie, cei care îl urmează pe Isus Hristos. Și aceștia erau mai jos decât păcătoșii, mai jos decât vameșii mai jos decât oricine, de aceea i-au disprețuit, de aceea i-au urât de aceea Pavel cu toate forțele lui Saul de altă dată a vrut să extermine această categorie să dispară numele lui Iisus Hristos și toți urmașii lui și nu numai el dar și forțele politice ale romii și ale atâtor și atâtor națiuni și ale atâtor autorități politice au vrut să termine cu ceea ce înseamnă creștinism considerând-o cea mai periculoasă noi eram obișnuiți cândva la școala asta ni se spunea, pocăiții pleava societății, biserica e la periferia societății, cei mai din urmă oameni. Însă acceptăm o lui Iisus Hristos pentru că Dumnezeu ne-a chemat, ne-a chemat la o împărăție. Dar chemarea la această împărăție presupune un răspuns personal, o schimbare în viața ta, o mărturie, și apoi o suferință, acceptarea disprețului și ocării din partea mulțimii. Dumnezeu să ne binecuvinteze astăzi, să răspundem aceste chemări a Lui Dumnezeu. Amin.